Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. A zis Nu ceva știu de cu ce. fratele? Mi-e frică de N-am mor. înțeles foarte bine. A zis ceva cu fratele. Ovidiu, tu ești? Tu A ești zis Ovidiu? ceva. Aoleu, s-au stins luminile. Ovidiu, tu ești? Aoleu, Doamne. Doamne, ce ne facem? Aoleu, se mișcă. Fugiți! Fugi! A! Aoleu! A! Fugiți repede! Veniți, 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 veniți! Hai bă, Andrei, hai Andrei, uite în spate, în spate, în spate, în Sus, spate! sus, 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 sus! Hai repede că nu avem timp! În spate, Andrei, în spate, nu în În fața! spate! Andrei, așa, Hai că ne Doamne! mâncă ăla, ne mâncă ăla! Până a crezut că l-am scăpat. Băi, era lângă noi, mă. Nu. Andrei, ești bine? Da. Centura! Am pus și centura, am pus și centura. Doamne, mi-a dat acolo ceva, m-a lovit ceva din spate, deci nu pot să explic, m-a lovit ceva din spate, am căzut jos. Aoleu, Doamne, el era. Ce făcea acolo? Nu știu, nu știu, dar ne bântuie. Eu zic să mergem repede la o biserică sau la un cimitir ceva să Dar ne nu știu rugăm. nicio biserică, nimic. Un cimitir ceva pe aici prin zonă, nu cunosc, nou în oraș. Să ne rugăm la cimitir? La cimitir să țin un moment de recolegere pentru fratele meu, poate chiar el o fi și nici nu știu ce să zic. Poate scăpăm să nu ne mai bântuie. Ar trebui cumva să ademenim iar în peșteră, ca să scăpăm de el. Doamne, nu Nu mai m-aș mai merg întoarce la acolo, nu peștera mai aia. merg în peșteră Nu mai. vechi. Dar totuși, Paulo, Era cred acolo, că, am văzut? dar cred că domnul are dreptate, ar trebui să mergem la peșteră, să iau piciorul fratelui meu dacă mai este acolo și să-l îngropăm. Cum să faci asta, mă, să intri, să umbli cu piciorul? Dar ce facem noi la cimitir? Eu asta vreau să-mi spuneți. De ce mergem la cimitir? Să facem o rugăciune specială. Domnul, credeți-mă, credeți-mă, tatăl meu, tatăl nostru, era preot și mi-a spus că și într-un accident, dacă se întâmplă, să rămână. Ce? Stați așa un pic, domn. Mi-a zis tatăl meu că înainte erau niște oameni, când găseau, erau mâncați prietenii lor de animale și de alte feluri de chestii. Cum ar fi asta de ne fugărește pe noi? Da. Ce râde! Și la ce mergem? La care mormânt mergem? Da, Sau cum domnul, facem? da, nu, 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 că mi-a spus tatăl meu că trebuie să luăm, deci chiar dacă mai rămâne din om și un deget. Bă, zi, mă! Da. Trebuie să luăm... Și ce facem cu rămășițele, gen? Le înrobăm și pe ele. Bă, ce facem cu rămășițele? Bă, nu plânge, mă, nu plânge. Nu mai pot, domnul. Ce s-a așa? Ce s-a auzit? Nu știu. Trebuie să-i luăm repede piciorul fratelui meu, să-l ducem, să-l îngropăm, să ne rugăm ca să se liniștească spiritul. Eu zic să mergem repede înapoi la Bă, peșteră. eu la peșteră nu merg. Eu la peșteră nu mă întorc acolo, să știți. Vă rog eu mult, domnul, dacă nu o să ne bântuie pe toți, nu numai pe mine, și pe dumneavoastră, și Păi, pe cineva toți. acolo. Unde, Unde? unde? Era Unde, unde? cineva aici. Unde? Era cineva aici jos. Bă, dar ne-au urmărit aici, în cimitir? Nu știu, domnul, dar mai rău facem dacă stăm aici. Trebuie neapărat să mergem să iau piciorul. Și
Piciorul, Viorele, piciorul. Sunt foarte supărat. De ce? Că n-avem piciorul și eu la peșteră nu mă duc. Haideți, domnul, sunteți singurul care știe drumul. Eu nu cunosc drumul. Cine a venit acolo? Cine a venit? A venit Nu știu. popa, mă, a venit popa. Du-te, vorbește repede cu el. Domnul Ce caută, părinte bă, 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 Arsenie? ce se întâmplă? Vezi că dă flash-ul, părintele. Mă duc să vorbesc cu el? Dar nu văd nimic, îmi intră lumina în ochi. Domnul, dar nu este nimeni în mașină. Cred că e vremea să plecăm de aici. Nu am putut să venim noi noaptea în cimitir. Aoleu, scuză-mă. Domnul. Da? Nu este nimeni în mașină. Cum adică? Nu e nimeni dacă mergem așa. Vezi că ne calcă, fugiți! Domnul, eu cred că este mașina fratelui meu. Bine zis că era handicapat, cum avea permis. Bă! Mamă! Îi luase mama cu tata, îi cumpărase și lui o mașină. Se întoarce. Bă, ăsta e bântuit. Eu zic să fugim, că dacă el dacă își lua pastilele, el dacă își lua pastilele putea să conducă, era un om normal, dacă nu își lua pastilele era retardat mental. Păi ce așa cum ia plânsul. Ulu, ce mi-a plânsul. Nu mai plânge, domnul, gata. Să trece să luăm piciorul ăla. Vă rog eu, băieți, haide să-l convinge să ne ducă să iau piciorul, dacă nu o să ne bântuie, o să ne bântuie toată viața. Chiar vreți să stăm așa mereu cu frică, să ieșim afară în case când dormim? Băi, eu în peșteră nu mai intru, v-am zis. Măcar ne duceți până acolo, încerc eu să intru, mă duc eu să, este fratele meu, intru eu, iau piciorul, vin repede și ne întoarcem înapoi în cimitir. Aoleu, vedeți că s-a luat? Ce s-a auzit? Ce s-a auzit? Mamă, mi-e frică. Ovidiu, tu ești? Am auzit COVID sau ceva. COVID. Ovidiu? Sau Ovidiu sau COVID? Ovidiu. Ovidiu. Bă, dar ce cu lumina ce se închide? Cum o să venim noaptea în cimitir, mă? Haideți să fugim la mașină. Haideți, domnul, la mașină, repede, la cimitir, la peșteră. Să auzit. Domnul, vă rog eu frumos, că nu mai pot, deja nu mai pot. Stau prost rău de tot cu inima și mi-e frică să nu pățesc ceva. Fugiți. Dacă cumva mor și eu și vă bântui după și poate eu nu vreau să vă bântui. Vă rog eu să ne duceți la peșteră. Bă, Paolo. Haideți repede să mergem la peșteră, vă rog frumos. Sigur că vrei să mergem la peșteră? Da, sunt 100% sigur. Trebuie să iau piciorul, tatăl meu mereu mi-a spus. Piciorul, Viorele, piciorul. Înainte pe vremuri, dacă un om era mâncat de animal și îl găseau mort, luau ce apucau din luau ce apucau din el, îl îngropau și așa scăpau de spirit. Vreau să scap și eu, să nu mai urmăresc fratele meu. Băi, mergem la peșteră să luăm piciorul, să știi. Aoleu, ce se ajut. Întâmplă după, nu știu. Stați dumneavoastră și eu nu intru în peșteră. Eu nu intru în peșteră, mă duc eu să singur. Fie clar. Mă duc eu singur. Mamă. Am piele de găină. Merită încercat și chestia facem, asta. Și ce facem după ce luăm piciorul? Ne întoarcem înapoi în cimitir, îl vom îngropa, voi zice câteva vorbe și puteți să spuneți și dumneavoastră câteva vorbe, că l-ați cunoscut pentru câteva minute. Ce-i Dumnezeu acolo să-l ierte. Aoleu, ce-i acolo? Mașina abandonată. Este cineva lângă mașină?
Cred că da. Aoleu, doamne, fugi! Fugi. Bă, dar ce mașină e aia, mă, din asta veche? Ce-a zis? Ce? Ce că oprește-te. Ovidiu, dacă ne auzi, mergem, te vom îngropa și îți vom ține... Eu am auzit ceva cu accident. Accident? Da. Nu știu că la cât de speria să-mi credeți-mă că tremur tot. Băieți, oprim acest episod aici, băieți. Ăsta, vă aștept mâine dimineață la continuarea acestui episod când mergem să luăm piciorul din mina părăsită, băieți. Apăsați butonul de like dacă vreți continuarea acestui episod. Apăsați butonul de subscribe, iar noi ne revedem mâine dimineață la următorul episod. Aoleu, ce frică mi-e.